campagne elettorali per alleggerire le locali di
să insufle candidații acum înainte de 5 iunie, nu? Pentru că toată lumea vrea un pic mai bine.
politică locală și de ce nu chiar la nivel național, pentru că este un domeniu de activitate extrem de important al oricărei societăți, nu numai al foarte important atunci când vorbim despre administrație. Da, este important până să trecem la programele dumneavoastră, domnilor. Not
adresa PNL-ului și cred că nu numai, a apărut o serie de atacuri nejustificate. Justificate în primul rând pentru că sunt bazate pe neadevăruri și în al doilea rând pentru că nu asta ne interesează, nu asta ne interesează.
nativă și o alternativă serioasă cu oameni care vin din domenii de activitate serioase și care au făcut lucruri bune acolo la locul lor de muncă și cam asta este tot. Cred totuși că la nivel general campania aceasta a fost mai civilizată în comparație cu altele. Deci, cel puțin e punctul meu de vedere până acum. Da. N-ați fost direct vizat și da, n-aveți cum să aveți. Spuneam că noi am face asta sau că ne dorim acest lucru. Eu spuneam doar că ni s-a întâmplat să... Sau că sunteți afectați. Spuneam doar că noi am parte de astfel de atacuri și mă refer la echipa PNL. Sunteți un partid mai mare și automat. Da, ne asumăm. Da. Sunt lucruri probabil inerente. Nu mai chiar era un soi de apel la oponente la un alt tip de campanie. Era mai degrabă un apel. Noi nu facem asta și ne dorim ca nimeni să nu facă și să existe o campanie curată bazată pe proiecte și pe idei inovatoare care să schimbe aspectul municipiului. Acum, știți cum e? Discut cu dumneavoastră pentru că nu sunteți străini de ce înseamnă presa, nu sunteți mai mult, nu sunteți străini de ceea ce înseamnă și așa mai departe. Am văzut o parte a presei care efectiv asta este îndeletnicirea. Lor de dimineață până seara să
că această meserie de jurnalism într-o troacă, într-o mizerie și parcă mi-e rușine mai mult de atât. Aceste fițuici care circulă, domnul Damian, doamna Meglea, costă bani. Sunt convins. Costă bani și sunt niște mii. Oare din ce bani cine își permite? Să facă o întrebare retorică. Nu aștept un răspuns de la dumneavoastră. Dar culmea să știu să or să răspund eu în locul ca și jurnalist am o vedere de ansamblu. Dumneavoastră a spus că uitați din stânga sau în dreapta, eu mă uit pentru că indiferent cui se adresează, fie că se adresează PSD, PNL, acolo sunt niște bani și mă interesează unde se duc banii. Avem și informații de toate la timpul lor. Să trecem la programele dumneavoastră pentru un Giurgiu mai bun, mai frumos, mai prosper, pe puncte, doamna Meclea. Programul politic al PNL este un program care a luat naștere în urma discuțiilor noastre permanente, chiar din pre-campanie cu cetățenii. Mai multe capitole
structurare nu înseamnă strictă organizarea se referă strict la modul de cheltuire a banilor, se referă la transparența care nu mai există până în momentul de față în administrația locală, se referă la permanentul dialog cu cetățenii, la discuții cu aceștia pe temele care apar pe parcurs, pe nemulțumirile lor, pe ce mai trebuie făcut. Până la urmă, noi suntem acolo în slujba cetățeanului. Primăriei, din contră. Ne gândim înainte de toate la siguranța cetățeanului, pentru că în ultima perioadă Giurgiu a fost mai devreme când am ajuns în fața televiziunii, am constatat că nu se poate sta afară nici măcar o secundă, deși se pare că avionul circulă de ceva ori. Ne gândim la situația câinilor fără stăpân, o problemă de destul de gravă, spun eu. Eu n-am putut să plec cu copiii în parc niciodată dacă nu eram însoțită sau dacă nu am pe străzi ocolitoare să nu cumva să dau de câini. O problemă pe care o putem rezolva, mai ales având în vedere că pe lista de consilieri, pe primele locuri, există un medic veterinar foarte bine cunoscut în municipiul Giurgiu, este vorba de Cătălin Funieru, un om care are un program foarte această problemă a municipiului. Ne gândim apoi la domeniile prioritare și când spun asta, mă gândesc la sănătate, educație, cultură, tinerii,
rezolvat de către administrația locală. Și când spun asta, mă gândesc că înainte de toate pe educație, pentru că este un domeniu care mă privește în mod direct și care mi este așa la suflet, mă gândesc la bursele de merit pe care elevii nu le mai au în prezent și sunt foarte mulți copii buni care nu sunt răsplătiți și nu sunt susținuți să facă performanță. Și când spun asta, mă gândesc evident și la sport. Sunt foarte multe. Sunt câteva școli care nu au să și sunt convinsă că domnul Damian s-a gândit la această situație. Și cum rezolvați problema acolo unde nu există sală de sport, spațiu sau se pot înființa baloane pentru sările de sport în locul sărilor de sport pentru a se putea face sportul pe vreme rece sau pe timp de păi nu vă spun asta, dar și pentru balul trebuie spațiu. A întrebat ce face dacă n-avem spațiu. În general sunt spații pe terenul există. Întrebarea fusese dacă nu sunt spații. Am înțeles. La școala 7, de exemplu, se poate construi pe clădire. Dacă există o consolidare
reușesc să-i țină școală financiară vorbind. Din acest motiv există posibilitatea de a oferi burse sociale. În egală măsură cei care vin din zona rurală pentru a continua studiile în jurul la liceele din vorbește și relu
masă.
de foame ieri. Nu azi și nu mâine. Le e de ieri. Chiar de alalte. Exact. Și degeaba acum că nu știu ce vin cu nu știu ce proiecte din astea fantasmagorice cum le-am numit în alte emisiuni pentru că până se implementează nu știu ce s-ar să aibă poziția
am fost pe străzi, am stat de vorbă cu oameni și cele mai bune soluții sunt de la cetățenii. Ei știu exact ce trebuie blocului ăsta, ce trebuie cartierului ăsta și apoi ele trebuie discutate, puse sub o umbrelă legislativă corectă, puse în conformitate cu regulament. Aceștia sunt primii pași și care pot să rezolve cât de cât situația de acum. Pentru că dacă am fi în medicină și am avea asta, primul lucru pe care l-am rezolvat ar fi durerea. Și apoi după aia încercăm să tratăm dacă un om urlă de durere, primul lucru pe care îl face este să-i alin și îl lași să îl doară. Iar pe oameni îi doară. Dați-mi vă să mă contrazic, dar nu întotdeauna. De cele mai multe ori trebuie să ieși adevărat că acolo conduce, dar în momentul în care îl duci pe un om pentru a-l putea trata, primul lucru este să-l scoți din criză. Ca atare soluția din punctul acum oamenii vor judeca și vor asta este punctul nostru de vedere. Ei trebuie să înțeleagă cetățenii că sunt nu va face nimeni singur și cine vine și spune că eu fac, eu trec, eu nu știu ce va aduc, să înțeleagă foarte bine. Nimeni n-are o baghetă magică.
să vină acolo, să fie responsabil, să încerce să pună umărul la bunul mers al lucrurilor și să încurajăm prin tot ceea ce face munca și nu lene. Pentru că unele legi nu fac altceva decât să încurajeze la legile de protecție socială. Mă gândesc la multe legi, nu numai la alea. Mă gândesc la multe legi care ar fi putut să încurajeze munca. Ar fi procedat la fel și în vremuri de mult apuse, țara asta nu se construia niciodată așa cum totuși este făcută ea. Investiții.
necesare facilitățile pentru oamenii de afaceri juveni. Cred în egală măsură că este absolut necesar să ne gândim și pe viitor și să luăm în calcul
material de la dacă regia are, îl putem difuza pe spațiul nostru dacă sunteți de acord. Dacă îl avem, rugăm regia să de lucru dintre deputatul Florian Nicolae și reprezentanții concernului corean, precum și ai companiei americane, a avut loc în portul Giurgiu, unde s-a discutat despre oportunității prezența municipiului în euroregiunea Danubius. Tot pe malul Dunării au fost prezentate detalii despre investiția pentru realizarea oțelăriei la Giurgiu. O investiție aici. Aveți o zonă foarte frumoasă aici la Giurgiu. Am aflat și știu că există aici un mare potențial pentru dezvoltare și investiții în această regiune. Sper cu că vom avea un parteneriat în acest scop cu municipalitatea. Este prima dată când vin aici, iar convingerea mea
oportunități pentru a investi. Cel mai important sau urgent care trebuie să fac aici în jurul este un nou pod. Corect? Trebuie să
intenții investitorilor s-au deplasat și în zona platformei 1 a fostului combinat chimic, acolo unde a fost identificat terenul pentru realizarea oțelăriei. Și aici au fost discutate amănunte, inclusiv de ordin tehnic și administrativ cu privire la această investiție. Oaspeții sud-coreeni au fost interesați să fie puse la punct cât mai multe detalii.
Domnul Florian Nicolae le-a oferit oaspeților săvești și informații referitoare la furnizarea agentului termic. Oțelăria va putea asigura orașului energie termică la costuri mult mai mici. Foarte scump agent. Termic și trebuie să găsim noi de la o țelărie să venim să dăm agent secundar. Nu, agentul termic care va fi infrastructura
în acest sens să vorbim o întâlnire cu toate echipa din Statele Unite, au inclus și detalii despre modul în care va fi organizat planul de afaceri și activitatea din cadrul investiției. Tot planul de investiții este realizat de un fond de investiții Americii, dar se bazează pe expertiza managerială a concernelor coreene,
specializat în producția de oțel. Grupul este al patrulea producător de oțel din lume și deține două fabrici de oțel integrate în Corea de Sud și un joint venture în Statele Unite, în Pittsburgh, California. Ne-am întors în direct, doamnelor și domnilor, ați urmărit un material, o ediție specială realizată de echipa de Giurgiu, de la vizita investitorilor coreeni la Giurgiu. Doamna Meclea, pe marginea văzut
anumite persoane, au identificat un loc prielnic pentru o investiție. Dacă au fost în momentul de față ghidați să ajung aici. Dacă ați fost foarte bine, dar fost vreau să pentru Giurgiu a făcut deputat. Bine, așa trebuie să facă orice deputat. Îl salutăm pe această cale. Avem toată recunoștința față de dumneavoastră, dar în același timp îl asigur dacă se întâmplă ca Giurgiu Veni să voteze peste Roșii și Liliana Ciobanu, vor putea să lucreze investitori și cu noi fără niciun problem. Probabil că la fel se va întâmpla. Și probabil că atmosfera platoului este extrem de plăcută, dar mai ați spus, doamne, cine vă spune că se poate, nu se poate? Vă contraziceți puțin. Nu m-am contrazis deloc. Doar vorbe. Oamenii aceia chiar distinsa colegă spunea să nu mai repetăm câte locuri de muncă vor fi, să le vedem făcute și apoi să ne bucurăm de ele. Lucru cu care sunt de acord. Și eu. Haideți că până una alta vorbim vorbe, să sperăm că se vor și concretiza ceea ce mesajul că atât noi, cât sunt convins că și echipa dumnealor, dacă noi vom identifica prin sursele noastre, prin oamenii noștri, la nivel național. Un investitor și vom atrage către Giurgiu, sunt convins că nu vor face altfel
lucreze cu investitorul și să scoată maxim. Mi se pare o politică de bun simț, o politică pe care partidul nostru dorește să o implementeze, să o promoveze clar de la începuturi și nu vrem ca odată ce se termină campania electorală să continuăm campania electorală și în Consiliul Local. Indiferent cine aduce ceva pentru orașul, păi nu va fi așa. Puțin din partea noastră va fi așa. Pentru că odată ce ajungem acolo, nu vom continua campania electorală. Se încheie și trebuie să facem altceva. Oamenii nu ne trimit acolo pentru a vota doar ce a fost al nostru, să votez contra ta pentru că așa îți moară și ție capra, cum zice românul, ca să nu mai bem lapte niciunul. Nu contează. Deci, iată niște lucruri pe care noi le dorim implementăm așa la nivel de organizare. În momentul în care vom face lucrurile acestea, indiferent cine vine cu o idee și mult de nivelul de discuție. Pentru că până în momentul de față, doar la nivelul acesta ne aflăm. Dacă se va concretiza, să fie primit, cum să salut atitudinea dumneavoastră, domnule. De
a prezentat un punct din programul electoral, și anume ambulanța socială. Da, nu mai spun ce prevede, dar măcar ca titulatură ambulanța socială. Niște ziare au început să ridiculizeze ideea de ambulanță socială, după care iese domnul primar în exercițiu cu un zâmbet să zic. Și 9 minute de
nu da. Se niciunde. Poate da, vă... vorbit despre un lucru care despre ambulanța socială. Nu, nu, nu. Am vorbit despre o ambulanță socială. Proiectul mi se pare foarte bun, mai ales că la acest proiect am avut și noi ceva de zis vis-a-vis de treaba asta. Care este în echipa noastră aici în emisiune la dumneavoastră cu mai mult timp în urmă a spus ceva despre lucru.
campanie electorală, să dacă domnul Barbu și-a însușit acest proiect și pe cale de consecință să înțeleg că și dorește la considerat a fi bun. Păi să-l ducă până la bun sfârșit și să-l facă. Dacă cetățeanul nu va beneficia de asta, asta înseamnă că am rezolvat problema. Dacă tot ne certăm cine a zis primul, e mai puțin important pentru mine și chiar și în cazul nostru să știți că au fost idei pe care le-am scos pe piață și le-am găsit spuse și de alții. Nu mai contează. Nu mai contează lucrul ăsta. Ceea ce rămâne este un program cât mai bun, pentru că din aceste dezbateri fiecare trebuie să învețe de la celălalt și odată ajungi acolo trebuie să facem. Asta este ideea. Am spus, dacă vreți să intru în detalii, pentru că mai devreme colega mea a vorbit despre educație. Îmi doresc foarte mult. Și trec la capitolul educație să văd pista de atletism făcută. Pentru că am văzut acum iarăși sunt niște utilaje care sunt pe acolo. Sper să o văd realizată. Pista de atletism reprezintă pentru educație un lucru extrem de important. Am dezbătut această problemă și cu alte ocazii și cred că și pietrele m-au auzit în anii ăștia în care am vorbit cu atâta patos despre pista asta de atletism pe care eu o consider vital pentru, în primul rând, pentru educație. În programa școlară există materie educație fizică și sportul
internațională pe diferite discipline, pe diferite ramuri sportive. Una dintre aceste ramuri este atletic. Nicăieri decât pe stadion. Da, da. Ce n-ai să vezi. Ce să vezi. Ai da. Nevoie de o mânăstire da. Într-un picior. Da. Se ia dreptul constituțional cu copilului educație, în educație fac din educație face parte și acest domeniu și trebuie susținut. Punct. În altă ordine de idei, eu cred că toți cei care doresc să urmeze cursurile unei facultăți de educație fizică și sport, de poliție, de ce vreți dumneavoastră, unde sunt, am văzut acum în ultima vreme vâlvă mare. Poliția a scos posturi nu știu mai cine pe penitenciarul, toți vor furcile caudine ale unei probe sportive. Păi unde să se pregătească omul în cartier pe lângă blocuri? Este lucru vital. Cine vede și discută în alt context înseamnă că nu este un juvean bine intenționat. Nu este o fiță, nu este un moft al cui este un lucru util pentru copiii noștri. Vreau să mai spun că îmi doresc foarte mult ca să se creeze o legătură
să încercăm să mergem și să facem toate demersurile pentru a organiza clase în care să se pregătească viitorii specialiști de mâine. Pentru că spuneam mai devreme, termină copiii liceul data cu ce meserie termină. Cu matematică, fizică, cu filologie, unde să se angajeze la o țelărie despre care vorbiți. Trebuie să se pregătească în domeniu. Clar, pentru că o altă problemă cu care orașul nostru nu este doar lipsa locurilor de muncă, este și lipsa personalului calificat. Și iată câteva dintre lucruri. Însă repet ce am spus și mai devreme. Îmi doresc ca toate dezbaterile astea să fie scos la lumină cât mai multe dintre probleme. Odată ce se termină electorală, ele să fie notate și cine câștigă. Centralizate să le implementeze și consilierii să le susțină să devină ale lor. Care se uită la noi și care cred în momentul de față că cel puțin în această seară au văzut niște oameni responsabili și care n-au venit aici gogoși. Doamna Meclea. Aș vrea să trec un pic de la doar un lucru mai spun din programul despre locuri de muncă.
dăm în jur de 400 de metri pătrați seniorilor, nu știu, juvenilor care doresc să cultive diferite lucruri și să se ocupe de grădinărit în timpul liber pe care l-au pentru a se destinde altfel. Da. Cam ajuns la final, dar mai spun câteva minute. Dacă mai aveți ceva de completat, domnule. Vreau să spun un singur lucru. M-ați văzut în această seară și m-ați văzut în toată campania electorală. Da, atât cât am apărut eu pe posturile de televiziune și cred că n-ați văzut un alt om decât cel pe care îl cunoșteați înainte. Cred că ați văzut poate un om care până acum v-a obișnuit și cu puțin șoc în emisiunile pe care le prezentam. De această dată nu puteam permite să merg până acolo. Pentru că vorbim despre lucruri importanță majoră și exact și trebuie tratate așa. Într-o emisiune de talk show așa cum am eu la suspendat în această perioadă conform legii, sigur că da, acum nu pot permite să spun și o glumă și un banc și o prostioară vis-a-vis de activitatea noastră sportivă. Aici nu este cazul. Și nu se pune problema așa. Toată lumea a fost extrem de serioasă. Iar nu nu,
așa că dacă ați văzut acest personaj pe care îl cunoșteați foarte bine dinainte, înseamnă un singur lucru. Faptul că Liliana Ciobanu a dorit să mă aibă în echipă, asta e un lucru mai bun sau mai puțin, depinde din ce tabără privești. Că ai nu știi să spun că e bine, în altă tabără spun că nu e bine, în sfârșit. Dar acest aspect că m-a lăsat să vorbesc așa cum vorbesc eu, m-a lăsat să fiu eu, demonstrează să schimbe oamenii. Își dorește să-i folosească așa cum sunt ei, să dea randament acolo și este iarăși un apel și un imbold pe care la oamenilor, îi vom folosi acolo unde sunt ei buni și vom încerca să aducem din partea lor plus valoare. Asta este ce ne interesează, este mesajul pe care doamna Liliana Ciobanu îl dă prin intermediul meu tuturor celor care se gândesc așa cum spunea și dumneavoastră mai duce o schimbare, automat unii pleacă, alții vin. Nu! Ești bun, rămâi și muncește și adu-ți plus valoare. Dacă nu, cred că bine să te mai gândești să lași locul altcuiva pentru că viața și oamenii n-au timp să aștepte. Ei trebuie să meargă mai înainte cu cei mai de final. Am încredere în dumneavoastră, dragi juveni. Sunt convinsă că veți merge la vot pe 5 iunie. Cu inteligența și înțelepciunea care ne caracterizează pe noi toți juntos.
acest municipiu se forma sufletului fiecăruia dintre noi. Votați Florian Nicolae pentru primăria municipiului Giurgiu și echipa dumnealui de consilieri, o echipă de oameni capabili, profesioniști, oameni responsabili, care sunt dispuși să se implice în totalitate Marian Damian. Am spus mai devreme, nu este cazul să repet că îmi doresc să votați echipa PSRO și Liliana Ciobanu la funcția de primar. Însă îmi doresc mai mult decât orice, indiferent cum va ieși la final, să mergem acolo și să muncim. Semnalul noi l-am dat. Dacă ne credeți și dacă aveți încredere în oamenii pe care noi i-am adus în față, veniți alături de noi. Dacă nu, trageți-i la răspundere trimiteți acolo și cereți-le cei de acasă, cereți-le în mod expres să nu mai uite de dumneavoastră și să-și amintească peste 4 ani. Emisiunea noastră aici și domnule Marian Damian, doamna Meclea, vă da, toată lumea își dorește un Giurgiu mai frumos, mai prosper. Aveți copii, am copii, măcar pentru copiii noștri. Domnilor și domnilor, aici se încheie misiunea din această seară.
rămâneți